seară din nou și bine v-am regăsit la un nou clip. Acest copac ornamental, pentru cine nu știe, se numește bulgăraș de zăpadă, pentru că este ca un bulgăre de zăpadă. Este alb, bineînțeles. Ăsta l-avem de vreo 10 ani, în fiecare an face și uitați cum s-a aplecat de la greutatea florilor. Am pus și două crăcăni, să nu se rupă, oricum s-a rupt o creangă. Și ăsta în fiecare an, la începutul lunii mai, înflorește o frumusețe. Deci de asta se numește așa, are denumirea de bulgăraș de zăpadă, că seamănă cu un bulgăre. Un miros foarte plăcut. Buchete și mai mari și mai mici. Bulgărașul de zăpadă în toată splendoarea. Da, ce frumusețe. În momentul când se scutură florile, el se ridică în sus. A plouat ieri și de asta curge puțină apă. Se putea să nu apare și Tommy. Cum filmezi ceva, cum apare și el în cadru. Tommy, ce faci, mă? Mănânci iarbă? Hai! Felina! Uitați câte flori are, este încărcat pur și simplu. Crengile s-au lăsat. Este un superb copăcel decorativ, arbore, cum vreți să-l numiți. La flori vin tot felul de albinuțe, fluturi. Are un miros plăcut, dar nu așa cum are liliacul. Unii bulgărași sunt mai mari, ca acesta, de exemplu. Alții sunt mai mici. Depinde cum este în anul respectiv. O frumusețe. Și vreau să vă spun că dacă îl avem de 10 ani, de 7 ani face anual, fără nicio problemă. Nu este un arbore pretențios,